Vreau să-mi pice ceva legendar. Ok, hai să-mi și cu Spooky Christmas Wheel-ul. Te rog, cu legendară. Nu! Eu nu mă las până nu-mi pică legendară. Te rog, nu! Mai deschid una. Legendară, te rog, legendară. Stumble guys, dar n-avem voie să atingem culoarea verde. Iar dacă o vom face, va trebui să cumpărăm ceva de pe shop. Adică va trebui să dăm la această rată ori asta de Crăciun, ori Spooky Christmas. Bine, ambele sunt de Crăciun, dar habar n-am. Ori la Epic Skin pe aici, că avem 76 de Stumble Token-uri, după cum puteți vedea. Și cred că putem să cumpărăm de 2 ori, dacă zic bine, da, de 2 ori putem să cumpărăm. Și mai avem și gemuri aici, 2220. Putem să cumpărăm astea. O să le luăm pe rând, nu știu exact, dar probabil o să dau și la asta și la cealaltă, chiar nu știu, habar n-am. Deci, da. Mai avem și 2 free spin-uri, după cum puteți vedea aici. Astea o să ne ajute foarte mult, astea două. Deoarece, noi dacă atingem verde de 2 ori, avem astea asigurate și nu va trebui să cheltuim niciun gem, deci e perfect. Dar dacă nu, va trebui să luăm ori de asta, ori de asta. Hai să le luăm pe rând, începem și asta Epic Skin la fel. O să le luăm pe rând, vedem cum facem. Și da, înainte de toate, nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă mai vreți episoade de genul și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri. Să văd ce challenge fac, deoarece acesta este luat de la un abonat și o să vi las chiar acum pe ecran. Și da, hai să începem. Momentan nu o să fie nașpa pentru că avem alea două free spin-uri și o să ne ajute foarte mult. Uite, mingile alea sunt verzi, să sperăm că nu le atingem și da, hai să vedem. Primul match, avem și screen-ul de Crăciuniță, după cum bine știți. Dacă nu ați văzut videoclipul de ieri, da, zic bine, de ieri, am luat două oferte, am luat asta și am mai luat încă o ofertă, puteți să intrați acolo. Și să vedeți că de-aia am 2220 de... Doamne, bă, ce fac, mă? De-aia am 2220 de gemuri, fiindcă am luat două oferte și vă las pe voi să intrați să vedeți ce oferte am cumpărat. Ok, deci nu cred că am atins verde, nu? N-am atins verde deloc. A, nu mergem așa. Vreau că merge să ajung așa, în fine. Hai să mă grăbesc că nu vreau să pierd runda asta. Nu vreau să pierd, ok. Mamă, am pierdut. Doamne. A, de ce cu verde aici? Chiar o să ating verde. Dar întrebarea e... A, uitați că am atins și aici, de la început. Ha, deci verde se pune de două ori. Ok, deci free spin-urile înseamnă că s-au dus. Mă, am rămas pe asta aici, what the fuck? Deci free spin-urile s-au dus, băieți. O să le fac. Aici, dacă, na, nu pot să fac de prea multe ori, deoarece e verde așa, dar ați înțeles vă ideea. Nu știu, de fapt, dacă ating o dată pe mei, nu cred că să pun free spin-urile. Chiar n-am, nu știu, de două ori se pune între mei sau o singură dată. Eu zic o dată, că ar fi de prea multe ori. Sau, nu știu, la asta... Nu, n-am nicio idee. Acolo practic e la început și așa, dar nu știu ce să zic. Am atins verde acolo, l-am atins și verdele ăsta pentru că nu aveam ce să fac, dar chiar nu știu. Din păcate și acum am atins verde. Deci da, dacă ating o dată pe meci se pune de mai multe ori pentru că, nu știu, n-ar fi chiar așa de bine, că ar fi de prea multe ori. Dar uitați, am două free spin-uri, după cum bine am zis, și harta asta și harta trecută. Două free spin-uri, să vedem ce o să pice a treia hartă dacă ne calificăm acum, dacă terminăm meciul. Ne-au luat, mă. Bă, și ce ne-au bătut. Ah, nu-i nimic. Acum deschidem free spin-urile, deci două, pe două meciuri. În ambele runde am atins verde. În al doilea chiar n-am avut, de fapt în ambele n-am avut ce să fac. Deci hai să vedem cine pică din primul free spin. Deci e ok prima oară cu free spin-ul, dar hai să vedem încolo că o să deschidem și toi Christmas Wheel și ce mai e pe acolo. Hai să vedem. Mamă, ce ar fi să ne pice o legendară, ar fi chiar tare. Ia. Ne pică, ne pică, cred că mai bine să ducea pe gemuri, mă, mai bine să ducea pe gemuri. Ia să vedem următoarea rundă, următoarea roată, hai mă, ne pică ceva, sau, rămâi pe gemuri, te rog. De fapt, e ok și puiul ăla, dar lasă gemurile, așa, bun, din păcate, sau din fericire pentru voi, am scăpat de... free spin-uri, iar acum o să înceapă greu, o să fie pe tokenuri și pe gemuri. Deci, hai să vedem. Văd că am mai făcut încă 10 gemuri, deci e bine. Băi, iar asta mă... Deci, ok. Primul Toy Christmas Wheel deschis. Acum cred că deschidem prima oară Toy Christmas Wheel. Sau... Da, cred că asta o să facem. Sau Spooky Christmas, nu știu, habar n-am. Spooky Christmas, sincer, cred că. Uite, uitați-mi să sară, am crezut că sunt ăla aia cu rachetele. The Team, la hartea de Team și uitați-ne să mai sar. Ok. Așa, bine că am ajuns, ne calificăm perfect.
Hai să deschidem și noi spooky Christmas-urile astea din cine mai poate pica de pe aici. După cum puteți vedea, avem astea, câte sunt? Vreo 4 astea legendare. Hai să deschidem prima dată. Sper să fie cu noroc, hai mă. O legendară ceva, vă rog, sau măcar să fie ceva frumos, hai mă, că nu vreau să cheltui degeaba. Și... nu spune. Doamne. Bă, da... măcar un epic de-mi pica, mă. Uite, e tot cu verde ăsta, dar nu l-am atins pentru că e skin, nu e pe hartă, dar hai să-l punem, fiindcă are puțină legătură cu jocul. Ok, deci aici trebuie să am grijă să nu cad, pentru că, după cum puteți vedea, este mâzgă aici. Avem mâzgă pe aici, pe jos, bine, acum la început nu e. A, și e și pe partea asta, într-o parte, dar n-am voie să cad, deci sper să nu cad. Bă, dar nu mai dați în mine, vă rog, că nu vreau să ating partea cu verde. Ok, la final, sper să nu mă mai grăbesc, că eu mă grăbesc mereu aici la final, nu aștept să vină partea care trebuie și mie mă tem că o să atingă data asta verdele, dar da, eu sper să nu ating, voi spera să ating ca să mai deschid, dar eu aș spera sincer să nu ating. Ok, deci acum momentul mult așteptat și bine mă, n-am atins! În sfârșit, mă, bă, deci, uite, am fost și eu calm aici și chiar n-am atins, adică e perfect, e mai mult ca perfect. O, bloc, deși sper să nu mă duc în raze aici, să nu mă duc în laser. Că dacă mă duc în razele astea, de fapt în laser, va trebui să deschid încă un spin. Deci, hai să vedem. Cred că am atins verde, da... deci ăla era verde, nu? Cred că l-am atins. Ma... și aici, da, am atins 100%. Am atins 100% verde, fără să vreau, nu mi-am dat seama. Da... na, e. Deci... va trebui să deschidem în sfârșit. Am mai jucat încă vreo 2-3 meciuri și... tot nu mi-a picat. Da, uite, verde am atins aici, n-avem ce să mai fac. Deci trebuie să deschidem încă o cutie. Și aleg 1 și... să vedem că aici oricum îmi pică ceva șmecher, aș putea să spun că îmi pică ceva chiar tare, dar ia să vedem, sper să fie și frumos, că oricum gen îmi pică epic, legendar sau special, nu ceva mai mic, dar sper să fie și mișto. Și ce ne pică? Ratonul? Da, a picat ratonul, interesant, bă, chiar e tare, sincer. Mamă, verde, deci trebuie să mai deschidem încă o cutie, încă un spin, de fapt, nu cutie. Am rămas setat cu cutiile ca pe Brawl Stars și... da, hai să vedem. De ce am atins verde? Ok, trebuie să deschidem neapărat. Era inevitabil, nu puteam să fac absolut nimic aici. Dar, da. Spuneți-mi cum v-ați zis dacă ați început vacanța, scrieți acolo în comentarii și spuneți-mi dacă voi vă duceți de colindețe și toate astea care sunt acum pe 23, pe 24 și de Revelion sau când vă duceți voi. Spuneți-mi dacă... voi vă duceți și dacă vă duceți, da, doar la stea sau nu știu, ia să vedem. Ia, sincer aș vrea să mor ca să deschid cât mai repede aia, dar epică mă bebelușul, ce ar fi să ne pice bebelușul, ce ar face tot episodul ăsta. Hai, Doamne ajută, Doamne ajută cu bebelușul și a trecut, văd. Bă, da, dar aici nu mai da astea, dar nu cred că să nu mai da astea și bebelușul singur legendar, în rest nu cred că e nimic ca lumea. Ce avem aici? O, avem ăsta, da, nu, hai că-l pe ăsta las, vreau să cumpăr, nu vreau să mai dau cu astea free. Deci, hai să vedem cine pică de aici. Ar fi interesant să ne pice ceva ca lumea. Ne-a picat verde. Oare și de data asta va trebui să deschidem totuși? N-am făcut regula asta până acum, dar hai să deschidem, așa. O să fie finalul episodului ăsta, zic eu, dar hai să deschidem așa pentru voi. Sincer, nu știu. Deschid, ce să deschid? Deschidem și un de-asta, deschidem și un spooky Christmas wheel sau hai să le deschidem pe toate, mă, așa de final pentru voi. Hai cu cât mai multe like-uri să ne pice și nouă ceva bun, că nu degeaba am zis, pentru voi fac toată treaba asta și... aolo. Bă, vreau să-mi pice ceva legendar, mă, vreau să-mi pice ceva legendar. Ok, hai să-mi și cu spooky Christmas wheel-ul. Hai să vedem, legendar, te rog, că fac și eu treaba asta așa de final de episode, nu trebuia să o fac, dar o fac pentru voi și... du-te, 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 du-te! Mă, lupă, dar și-l mai am pe ăsta, îl mai am pe ăsta, mă! A, ce nașpa, hai și tu-i Christmas wheel-ul. Și m-am enervat, mai vreau să mai deschid un spooky Christmas wheel. Hai, mă! Pică ceva bine! Hai, bebelușu, bebelușu!
nu e. Vreau să mai deschid un spooky Christmas fail sau... Nu, vreau să fac asta. Trei de-astea, aia e pentru voi așa de final. Și... Băi, iar nu se poate mă, și-l mai am pe ăsta mă. Deci nu se poate așa ceva. Hai mă, te rog, cu legendară, hai te rog. Bă, uite-te mă, cum îmi faci aici. Te rog, cu legendară. Nu! Mă, și poate joc de mine? Nu, că eu nu mă las până nu îmi pică legendară. Mai deschid încă trei de-astea. Deci vreau să-mi pice legendară. Hai, te rog. Te rog, te rog, te rog, te rog. Nu vrea, mă. Măcar e scheletul ăsta. Epic. Hai, mă, cu legendară, te rog. Te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. E real așa ceva. Uite cum mi le pune fix lângă legendarele. Să-mi facă în ciudă, mă. Îmi face în ciudă. Te rog. Nu! Bă, și de data asta, mă, ia la mișto. Pe bune, mă, ia la mișto. Doamne. Mai deschid una. Mamă, deci... nu mă las. Ia să vedem. Legendară, te rog, legendară, 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 legendară. Mi-a zis scheleton, în sfârșit, mă. Bă, deci, eu am avut o presimțire. Am avut o presimțire chiar tare, mamă, cât mă bucur. În fine, am avut o presimțire chiar foarte, 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 foarte mare. Că o să ne pice nouă legendară și am deschis până ne-a picat. Hai să o echipăm frumos. După cum te vedea, e și verde. Ceea ce înseamnă să mai deschidem nou, lăsăm pentru alte episoade, deci da. Sper că v-a plăcut acest episod, în sfârșit ne-a picat și o legendară, e perfect, deci n-am de spus degeaba. Și da, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați like-uri multe acolo și lăsați comentarii cu ideile voastre. Sper să fie ceva bine, să nu ieșim în pierdere data viitoare. Pa, pa!